Copiii ne cer diverse obiecte sau servicii, dar nu întotdeauna le putem oferi tot ce își doresc. Am invitat-o pe Andrada Cosma, psiholog, să ne ajute să gestionăm mai bine dorințele și cerințele copiilor. Cred că trebuie să pornim de la ideea că uh, au tot dreptul din lume să ceară lucruri, nu asta este problema, ci felul în care noi gestionăm când ei ne cer lucruri. Și atunci, un exemplu pe care eu îl dau părinților este așa. Copilul dumneavoastră are dreptul să vă ceară luna de pe cer. Dar modul în care se va îndeplini asta e ceva ce vom negocia cu el. Uh, și când spun asta, mă refer la faptul că, uh, da, trebuie să fiu în primul rând deschis ca părinte la cerințele copilului meu, să nu intru direct pe ideea că dacă el îmi cere, eu trebuie să dau, ci mai degrabă să am disponibilitate să văd ce îmi cere și primesc asta cu tot ceea ce vine. Poate să-mi ceară, repet, luna de pe cer. Și îi spun, înțeleg că îți dorești asta, luna de pe cer. Dar hai să vedem cum putem noi să îndeplinim această dorință a ta. De ce e foarte important să fac asta? Pentru că vreau ca al meu copil să se simtă validat, să simtă că poate să exprime orice are nevoie și că eu, părintele, sunt acolo să încerc să îndeplinesc asta, dar bineînțeles în condițiile vieții de zi cu zi. Și atunci vreau să uh, se simtă validat, apreciat, primit de către mine după care pot sunt și sunt o modalitate, o multitudine de modalități prin care pot să-l învăț cum să aștepte, cum să își planifice, cum să strângă bănuți din timp pentru ceva ce își dorește. Dar toate aceste strategii practice vin numai și numai după ce eu am validat nevoia copilului Exact așa cum ea vine. Dacă îi spui copilului nu din start și îi refuzi la nesfârșit îndeplinirea dorințelor, fie ele și mai mici, mai puțin costisitoare, consecințele nu întârzie să apară. Dar ce se poate întâmpla? Consecința, din păcate, pe termen lung, costul pe termen lung, este că va deveni un adult care nu va ști să-și exprime nevoile, nu va ști să spună ce are nevoie și cum are nevoie și va învăța că toate nevoile lui uh, nu contează. Se va simți cel mai probabil neiubit și atunci ăsta e un cost pe care îl va duce întreaga viață. La anumite vârste mai mici copiii nu știu seama de valoarea banului și ei doar vor. Și unii se manifestă prin tantrumuri, în magazin inclusiv. Cum gestionăm aceste crize? Cred că trebuie cumva să demitizăm aceste tantrumuri, dacă e cazul. În sensul în care până am ajunge în acel magazin în care copilul se aruncă pe jos de cele mai multe ori, să înțelegem faptul că sunt foarte mulți pași până acolo pe care noi, părinții, putem face. În primul rând, să creăm control și predictibilitate copilului și să-i spunem foarte clar ce urmează să se întâmple, care sunt așteptările noastre dacă vom merge acolo și ce rol va avea el. Pentru că dacă efectiv plasăm copilul într-un magazin cu multe jucării, cred că și eu m-aș arunca pe jos pentru a primi una. Și atunci copiii au nevoie să știe că, ok, urmează să fie într-un anumit context care va fi foarte tentant pentru ei, dar dacă noi avem o poveste încă de acasă, de ce urmează să se întâmple, cum vom face noi acolo lucrurile, copiii reușesc să-și regleze aceste nevoi mai bine. Așadar, tantrumurile le-aș vedea doar ca o consecință a faptului că eu, ca părinte, nu mi-am luat măsurile de siguranță din timp. Psihologul ne oferă câteva ponturi pentru a preveni tantrumurile. Prima pe care eu o tot subliniez părinților este aceea că e nevoie să le spună din timp copiilor ce urmează să se întâmple și unde urmează să, să ajungă, și cum să, să aibă o poveste împreună cu copilul de cum vor gestiona situația de acolo. O mică poveste prin care copilul să simtă că ok, ne putem uita, putem chiar să punem mâna pe acele jucării dacă, de exemplu, mergem într-un magazin și eventual putem face o listă pe care să o avem deschisă și să învățăm pe copil, de exemplu, să facă mici economii pe partea aceasta. Pe de altă parte, putem negocia un, nu știu, un produs care este mai ieftin și ne-l putem permite, care poate mai degrabă este unul simbolic putem să-l învățăm pe copil să uh, își exprime nevoia să se gândească cum s-a jucat cu acea jucărie uh, și când va putea el să facă asta. Poate nu va putea astăzi, dar va putea peste două săptămâni, să zicem. Și atunci copiii înțeleg că acela nu este fructul interzis. Pot să se bucure parțial de experiența aceasta, chiar dacă nevoia lor este să aibă acea jucărie acasă. Așadar, soluții există. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe alexandra.aronmamatv.ro